Marina, Alberto, cum este să fiți parteneri și în viața de zi cu zi și în atletism? Da, Alberto mă ajută pe mine foarte mult, vine cu mine zilnic la antrenament, este sparring partenerul meu și, după cum vezi, nu doar atât. Cum ai cunoscut-o pe Marina? Prin internetul concursurilor. Am venit la concursuri, ne-am întâlnit, am început să vorbim pe internet și de acolo, de la o prietenie, nu a fost așa mult până la o relație. Dar cum este? Nu știu, vă plictisiți că acasă împreună, la stadion împreună? Nu, Alberto este cel mai bun prieten al meu și cred că asta e foarte important în orice relație. Nu ne plictisim absolut niciodată, mereu găsim ceva de făcut. Cum a fost perioada aceasta pentru voi? Pandemie? A fost o perioadă destul de grea, mai ales că nu ne puteam antrena, nu ne puteam pregăti și a fost destul de greu să găsim motivația, să venim zilnic pe stadion, să ne antrenăm. Nu știam ce ne rezervă viitorul, dacă avem concursuri sau nu avem, dar fiind împreună, cred că ne-a fost mai ușor să trecem peste. Cum este să fii iubitul cele mai bune, cele mai rapide atlete din România și frumoasă? Mă bucură când îmi întreabă, când mă simt într-un fel mândru și e o bucurie să îți petrești timpul cu ea. Ești gelos? În unele cazuri da, în unele nu. Știu că acum antrenezi. Am început să mă specializez și în sfera asta antrenoratului. M-am înscris la un curs de antrenori și vreau să obțin carnet de antrenor. Marina, cine este calul în relație și cine este cel agitat? Cu siguranță el. Eu sunt cea mai agitată, cred că se și observă cumva. Chiar dacă nu, prin intermediul camerei, cei care mă cunosc știu asta, el este cel calm și cred că e foarte important să existe o balanță între aceste două aspecte. Mai aveți timp și de altceva în afară de atletism? Nu tocmai, dar de fiecare dată când găsim o portiță liberă, știm să ne bucurăm de ea. Cum a fost acest an pentru tine și ce urmează, dacă poți să te întreb, dacă să faci planul? Nu știm ce urmează, cred că niciunul dintre noi nu știe ce urmează exact. A fost un an destul de bun pentru mine, mi-am îndeplinit toate obiectivele și sper să fie și 2021 la fel. Cine-i fanul tău numărul 1? Cu siguranță Alberto, el e tot timpul în spatele meu. El chiar dacă nu e foarte prezent și nu se vede, nu știu, la concursul sau așa, el e tot timpul lângă mine, tot timpul mă susține, el vorbește întotdeauna despre mine, e 100% lângă mine întotdeauna. Cum te simți după ce câștigă Marina un concurs? De multe ori, ca să fiu sincer, mă bucur mai mult de reușitele ei decât dacă ar fi fost ale mele. Îmi place să o susțin. Cine gătește în cuplu? El gătește în cuplu. Da, doar el, nu că el, doar el.